Când credeai că s-a terminat cu pandemia, englezii fac din nou coadă la vaccinare. Peste 600.000 de persoane din Anglia merg în această săptămână să primească, săptămâna care vine de fapt, rapelul de primăvară anticovid. Este vorba în primul rând de englezii cu vârsta de peste 75 de ani sau imunodeprimați. Discut mai multe despre acest subiect împreună cu Laura Buci, editor al LF News. Bine te-am găsit, Laura. De ce s-a luat această decizie în Anglia? Monica, pentru că numărul de cazuri de COVID-19 este în creștere în Marea Britanie, vor fi vaccinate cu acest rapel de primăvară, cum ni se spune, persoanele imunodeprimate și cele de peste 75 de ani, așa cum ai spus tu. Sunt aproximativ 3,5 milioane de englezi care vor face COVID-19 până în data de 19 aprilie, potrivit unei estimări a Oficiului Național de Statistică din Marea Britanie. Aceasta este a treia săptămână consecutivă de creștere, iar autoritățile spun că mai mult de 470.000 de persoane s-au prezentat pentru o vaccinare de când a fost lansat acest vaccin de primăvară, cum îi spun englezii. Dar oamenii au fost rugați să aștepte 6 luni pentru rapel, pentru ca vaccinul să aibă o eficiență maximă. Sunt aproximativ 5,5 milioane de persoane din Anglia cu vârsta de peste 75 de ani sau imunodeprimate, care vor fi eligibile pentru rapelul de primăvară în următoarele săptămâni. Laura, vor exista din nou restricții pentru că vedem numărul de infectări a început să crească în mai multe țări din Europa momentan? În Europa încă nu au fost anunțate restricții, dar se închide Shanghaiul, centrul financiar al Chinei, și știm, Monica, faptul că din China a pornit nebunia și cu prima etapă a pandemiei. De această dată, Shanghaiul are un plan de închidere în două etape. Se închid poduri și tuneluri, se restricționează traficul pe autostrăzi în încercarea lor de a limita creșterea numărului de cazuri de COVID-19. Acest fel de lockdown a fost anunțat de guvernul orașului pentru 9 zile și se dorește a se permite testarea eșalonată a cetățenilor din Shanghai. A fost un record ieri de 3450 de cazuri de COVID-19 raportate în Shanghai și reprezintă 70% din totalul național. Iar astăzi, Comisia Națională de Sănătate din China a raportat 5134 de cazuri. Persoanele care părăsesc Shanghaiul acum trebuie să aibă un test negativ RT-PCR efectuat în termen de 48 de ore. De asemenea, guvernul va suspenda transportul public, inclusiv serviciile de ride sharing, și producătorul american Tesla suspendă producția la fabrica sa din oraș pentru 4 zile. Îți mulțumesc, Laura.